Ziua Mondială a Sănătății pune în centrul atențiilor dezbaterilor din 2016 problematica diabetului zaharat. Una dintre misiunile experților în sănătate este cea de a înțelege cât mai bine ghidurile, tendințele și noutățile care apar pe plan mondial pentru a le putea transfera în practica de zi cu zi. Semnalul de alarmă la nivel mondial este dat de gravitatea acestei boli, o boală care, de fapt, are un debut și o evoluție înșelătoare pentru mulți oameni, pentru că în decursul unor ani debutează această boală și, de fapt, omul se prezintă în fazele când apar, de fapt, complicațiile. Când diabetul ajunge în faza complicațiilor, boala afectează aparate și funcții dintre cele mai importante ale organismului uman. Complicațiile principale ale diabetului zaharat fiind afecțiunile vasculare, afecțiunile cardiace, afecțiunile oculare, afecțiunile nefrologice, nefropatia diabetică, retinopatia la nivelul ochiului diabetică, neuropatia diabetică, hipertensiune, cardiopatii la nivelul sistemului cardiovascular. Având în vedere multitudinea afecțiunilor cauzate de diabet, este bine ca persoanele care știu că au rude de gradul 1 și 2, ce au suferit de această boală, să se prezinte la medicul de familie pentru un consult profilactic. Sănătatea este darul cel mai de preț cu care ne naștem unii dintre noi și care suntem obligați să ne păstrăm și să prevenim anumite afecțiuni. Ziua Mondială a Sănătății reprezintă așadar un nou prilej pentru a ne reaminti că mișcarea și alimentația sănătoasă și echilibrată ne scutește de necazurile care afectează sănătatea.